Bună ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Invitat Special. Astăzi avem o personalitate binecunoscută în toată planeta, doamna Realitate. Bună! Suntem aruncați în realitate fără să ni se ceară permisiunea. Astfel, prada adevărului, luptăm cu propriile noastre frici, cu monștrii pe care ne alimentăm din eșecurile sau din reușitele noastre, sau din contra, trăim bucuria realizării de sine în toată plinătatea ei. Noi, oamenii, ne punem întrebarea dacă e realitatea acea existență obiectivă, acea stare reală a lumii și cine e cel care conferă obiectivitatea realității? Poate lumea în care trăim e o protecție al unui univers paralel? Sau poate e reflecția unei civilizații de mult apuse? Sau poate fi fanteziile nesubuite al unui copil din altă lume? Mulțumesc mult! Poate realitatea mea, că existența pe Terra, e filmul documentar pe care îl privește cineva și eu sunt personajul care are norocul sau nenorocul să fie surprins în iureșul acestor evenimente grandioase. Războaie, uragane, cutremure de pământ și mai nou pandemia COVID-19. Cine știe? După cum mi-aduc aminte, am deschis ochii și m-am pomenit într-o lume necunoscută, nemai văzută de mine. Ultima oară, după cum mi-aduc aminte, eram într-un loc diferit. Oamenii erau altfel îmbrăcați, aveau pe cap o aură, aveau părul foarte lung și purtau haine mari și mereu aveau la îndemână o sabie. Știu că sună ciudat, dar eram în epoca vikingilor. Acum, totul s-a modernizat. Oriunde n-ai fi, vezi oameni cu gadgeturi. Fiecare își creează propria lume, având dorința de a se dezvolta, cunoaște alte lucruri. Omenirea mă privește în două ipostaze. Pozitivă, mă crede fantezie, imaginație, poveste și nu riscă să-și scoată ochelarii roz, refuzând să-mi cunoască partea dură. Negativă, pe care mulți dintre oameni nu o acceptă. O țin ascunsă în interiorul său și nu doresc să o descopere, să prefac că o trăiesc. Însă eu sunt cea pe care trebuie să o percepeți, să o admiteți. Toți mă înțeleg diferit. Sunt o iluzie pentru cineva. Alții mă văd ca un vis nemaipomenit de frumos. Mai pot fi comparată ca și un dușman dur și fără sentimente și emoții. Toate aceste caracteristici mă deslușesc prin faptele și comportamentul, atitudinea, modul de a gândi. Oamenii încearcă să învingă realitatea dură prin consumarea alcoolului, fiind o slăbiciune pentru ei. Însă, cei puternici sunt în stare să acceseze pe lucrurile pozitive ale vieții. Copiii, dacă nu veți înțelege din copilărie ce sunt eu cu adevărat, veți avea obstacole pe care le va trebui să le întâlniți pe parcursul vieții și nu le veți putea înfrunta. Trebuie să fiți conștienți de faptul că realitatea vă influențează prezentul și viitorul. Vă mulțumim că ați acceptat solicitarea noastră, doamna Realitate, iar știrile de azi vor fi prezentate după pauza publicitară.